Mergem să facem o surpriză unui soț din partea soției și o surpriză din partea noastră pentru soție, că o avem pe, la prieteni pe Facebook și am văzut că a fost ziua ei ieri. Haideți să mergem, să vedem reacție. Noi livrăm emoții și fericire, iar astăzi vom livra emoții și fericire pentru dumneavoastră. La mulți ani, cu ocazia sărbătoririi celor 45 de ani, cine credeți că v-a făcut o surpriză? În afară de Ramona, de... Fata, păi... cea mare, nu știu. Iubirea mea, iubirea mea, cum ar fi viața fără tine? Iubirea mea, iubirea mea, e soarele care îmi zâmbește dimineața. Modalitatea de a fi aproape de cei dragi în momentele astea, chiar dacă ei sunt departe și... Părinții nu pot face legătura cu copiii din altă țară și ei ne contactează pe noi ca să le facem o surpriză copiilor. Luna decembrie dintotdeauna este luna cadourilor și luna în care ei simt că nu sunt acasă. Și luna în care pe ei doare cel mai mult sufletul și mai ales care au părinții aici, copiii, frați, surori, nu contează. Acum este luna care se simte cel mai rău pentru ei. Da, și o să avem deja cereri și pentru ziua de Revelion.